Oferta de legume din piața Zahana din Slatina este bogată. Oamenii fac acum ultimele cumpărături pentru iarnă. Spre deosebire de alți ani, sunt mai chibzuiți și cumpără mai puțin. Pentru o mare parte dintre ei, prețurile la legume și fructe sunt piperate. La pensia noastră, vă dați seama că sunt cam piperate. Cum vi se par prețurile anul ăsta? Păi sunt acceptabile, că astea am învățat. Păi sigur, ne-am învățat ce să facem. Piperate oricum. Dai 7 lei pe un kilogram de ardei. Prețurile la legume și fructe au crescut odată cu răcirea vremii. Cu toate acestea, producătorii susțin că nu sunt mai mari decât anii trecuți. Recunosc că vânzările sunt mai mici și se tem că nu vor reuși să-și valorifice toată marfa. Cum sunt vânzările anul? Proaste. Proaste, dar ne bucurăm că stăm înăuntru pieței și ne putem vinde și noi produsele. Mai cumpără lumea, mai face cumpărături? Da, au început câteva ore pe zi. Legumele care sunt acum, gogonele, varză, conopidă. În ciuda prețurilor mari, oltenii și-au încărcat cămările. Fiecare a pus pentru iarnă ceea ce a dorit și și-a permis să cumpere. Castraveții, ardeii sau zacusca se numără printre conservele preferate de ei. V-ați pregătit pentru iarnă? Deocamdată nu. Ce murături aveți de gând să puneți? Ce sunt un pic mai ieftine. Cu ce mai avem pe grădină? Ce aveți de gând să puneți la borcane? Păi am pus castraveți, ardei, conopidă. Acum la mare căutare este varza necesară pentru a fi pusă la murat. Cei mai mulți nu se grăbesc să cumpere, în speranța că prețurile vor scădea în perioada următoare și astfel vor reuși să facă economie la bugetul familiei.